Neluța Bunicuța vă invită să-i ascultați povestea. Astăzi, în timp ce mă pregăteam să fac înregistrarea acestei părți din povestea mea, am poposit în sufragerie, unde soțul meu viziona o emisiune la ProTV, lecții de viață, și, întâmplător sau nu, i-am revăzut povestea în această emisiune. Am revăzut o pe mama mea veșnic abuzată fizic și verbal de tatăl meu. M-am revăzut pe mine cum ascundeam undeva și tremuram de frică, așteptând un rândul la corecția zilnică și mi-am adus aminte de un lucru pe care îl uitase sau mai precis mintea mea conștientă alesese să l uite din cauza umilinței la care mama era supusă an la rând. Pe când am început eu să înțeleg lucruri, asta să fi fost așa în jurul vârstei de 3-4 ani, o vedeam pe mama cum atunci când auzea poarta trântită de tata, aprindea aragazul și punea apă la încălzit, apoi lua ligheanu, punea apă în el și îl ducea tatălui meu. Se așeza în genunchi, îl descălța și se apuca invariabil să-l spele pe picioare. Iar asta, zi de zi, ani de zile. Eu, copil fiind, credeam că așa trebuie să se întâmple lucrurile într-o familie, până într-o zi, când nașa mea de botez a asistat la acest ritual zilnic și a avut curajul și îndrăzneala să-l certe pe tata foarte rău deoarece Nașa era o persoană care prin bunătatea, blândețea și înțelepciunea ei îi impunea respectul cuvenit. Nu pot să uit cum tatăl meu, după primele momente în care se străduia să o convingă că așa îi arată femeia respectul bărbatului său, a lăsat capul în pământ și nu a mai îndrăznit să scoată niciun cuvânt, iar de chiar a doua zi, i-a interzis mamei să-l mai spele pe picioare, rugându-o doar uneori când era mai frig afară să încălzească puțină apă să se spele pe picioare. Nu puteam și nici nu doream să nu spun acest fapt. Pentru ca cei care încă se mai simt stăpânii soțiilor lor să înțeleagă că doar în situația în care ești în firm, ferească Dumnezeu, poți solicita să fii spălat pe picioare. În alte condiții nici nu intră în discuție o astfel de atitudine, pe care și femeile ar fi cazul să o refuze ferm. Ei, dar, draga mea prietenă, hai să ne aducem aminte și de momente plăcute din viața ta. Mai bine zis, de o poznă gogonată pe care ai comis-o pe când aveai în jur de 8-9 ani. În anul acela, părinții tăi au cumpărat doi porci, pe fetița și pe vasilică, care, culmea culmilor, au crescut destul de ciudat. Dacă fetița a crescut și s-a îngroșat ca o purcică până la Crăciun, apoi Vasilică l-au cumpărat de vreo 5-6 kg și așa a rămas până la Crăciun când a fost tăiat. Iată că a venit ziua mult așteptată de părinții mei și au purcis la rezolvarea problemei. Mama după ce s-a terminat treaba bărbaților de a-i tăia, s-a apucat ca o gospodină desăvârșită ce era să pregătească tot ce se poate pregăti atunci când ai tăiat porcul de Crăciun. Și astfel că mara noastră s-a umplut de caltaboș, lebăr, tobă, șuncă, dar mai ales au pus carne și cârnați la garniță și două borcane. Ce frumos arătau acele recipiente pline ochi cu straturi de carne, cârnat și untură. Wow! Untura aceea care era de tamam bună de pus pe pâine și mâncat cu mare poftă, deși acum, când îmi aduc aminte, îmi plouă în gură. Toate bune și frumoase! Au pregătit părinții tăi tot ce un bun gospodar pregătește de Crăciun în casa sa pentru familie și musafirii care atunci când știu că într-o casă s-a tăiat un porc, nu uită să te viziteze, așa, întreagă, că așa este în viață. Au trecut sărbătorile de iarnă și părinții tăi au început serviciu, iar tu școală. Este necesar să precizez că mama ta puștoaică niciodată nu prid ideea de a face mâncare. Chiar dacă tatăl tău avea probleme cu păutura, nu te poți plânge că vreodată ai suferit de foame, deoarece avea mama ta grijă să nu duceți lipsuri majore. Ei, și ce dacă mama ta gătea și-ți lăsa mâncare pentru masa de prânz? când ei erau la serviciu, iar tu veneai de la școală pentru că tu aveai alte pofte. Când ai auzit că acea garniță și cele două borcane vor fi păstrate pentru sărbătorile de Paști, nu ți-a plăcut ideea și ai trecut la atac. Astfel, Deși văd cum te duceai tu în cămără și deschideai zăvorul gemulețului micuț al cămării, iar când veneai de la școală, cum intrai pe acel gemuleț și furai. Da, furai. Trebuie să fim corecte și să recunoaștem că furai carne și cârnazi, deoarece aveați câte 100 de găini, deci ouă... Wow, wow din belșu pe care le țineați în cenușă să nu se strice, puneai tu tigaia la foc cu carne și cârnați și ouă, de mâncai cu o poftă și o plăcere în fiecare zi. Când mama ta te întreba de ce nu ai mâncat nimic, o mințeai, pentru că asta făceai. Trebuie să spunem adevărul, nu? Și spuneai că ai mâncat un corn la școală și că nu ți-a mai fost foame, chestii de-astea știi tu. Și a ținut faza asta zi de zi până înainte de pași cu vreo două săptămâni când tatăl tău și-a exprimat dorința să desfacă măcar unul dintre borcane și să mănânce ceea ce muncise rău un an întreg. Dar ce să vezi! Când a băgat furculița să scoată carne și cărnați, acesta i-a căzut la fundul borcanului. La fel a pățit cu cel de-al doilea borcan, iar în garniță mai era cam jumătate din ceea ce fusese inițiat. Și pentru că mama ta îl suspecta pe tatăl de infidelitate, bazată pe oarece evenimente pe care le vom povesti cu o altă ocazie, a început un scandal monstru între ei. Iar tu, tu stăteai cu minte că de ce să zic, nici usturoi nu mâncasei, nici gura nu-ți mirosea și îi lăsai să se certe, frumos și Oare nu era corect să te oprești în furtișagul acesta permanent pe care îl practicai luni de zile la rând? Da, de unde? Tu ce ți-ai zis? Că dacă tot este altcineva vinovat de furtul tău, de ce să nu te bucuri mai departe de ce mai era pe acolo? Și astfel, într-o zi, în timp ce îți pregăteai tu masa de prânz, au venit vecinii tăi să te cheme la fotbal. Da, la fotbal. Ce, ai uitat că erai portar? Și pentru că îți plăcea maxim să te joci cu prietenii tăi, ai uitat tigaia pe foc, plină cu marele festin zilnic și ai zbugit-o la joacă. Doar că mama ta lucra în ture, iar în acea săptămână era de dimineață, deci la ora 14-14.30 ajungea acasă. Săraca mamă, cât de rău și supărat a fost în acel moment, când venind de acasă a văzut peste grădin cam de la al treilea vecin, cum ieșea un fum gros din bucătăria noastră. Evident că a crezut că ești în casă și că ai luat foc și că ești rănită. Nici nu-mi pot imagina cu ce viteză a ajuns mama acasă. A găsit tigaia pe foc, a aruncat-o în grădină, te-a căutat prin casă să nu fi leșinată pe undeva și văzând că nu ești, a rupt o joardă din cel mai apropiat copac și a plecat la terenul de joacă unde bănuia că te afli iar atunci când ai văzut-o, ai cam împopistrat-o, aducându-ți aminte că ai uitat tigaia pe foc. Iar când ai mai și auzit-o zicând, fir ar ziua ta, dracu neluțo, mamă, de deci ce asta mi-ești? O hoață? Mă lasă, mă cert cu tactul și tu furi în continuare, treci acasă! Îmi aduc aminte cum în acel moment îți ajungeau picioarele la fund și îi strigai peste umăr iepurașului, puturosule! Acasă a fost și mai nasol, pentru că a urmat bătaia de rigoare pe bună dreptate. Erai vinovată. Acum nu te mai puteai plânge că ești bătută fără motiv. Iar când a venit tatăl tău, iar mama ta i-a spus ce isprav ai făcut, acesta a izbucnit în râs, a certat-o de ce te-a bătut, a venit la tine, te-a luat în brațe, te-a pupat pe obraș și te-a felicitat zicându-ți, bravo tată, să-ți fie de bine, mă bucur dacă ți-a plăcut și cu ocazia asta ai liniștit-o și pe nebuna de măta care credea că mă duc cu mâncarea voastră la curve. Deci acum este cazul să recunoaștem că ai avut și tu câteva pozne pentru care chiar ai meritat să ți-o furi. Cu câțiva ani înainte de această poznă, te aciuia să-i pe lângă mama ta să înveți și tu să coși, să croșetezi și să tricotezi, iar cam în aceeași perioadă, te certai cu mama ta că nu te lasă și pe tine să coși la mașina ei de cusut Ana, pentru că îi rupea ea cele, hai să spunem adevărul, să poți să faci și tu rochițe la unica ta păpușă, să nu îi le mai coși de mână. Această ocazie a fost acel moment în care tatăl tău, un semn de mulțumire că îl scăpasei de acuzațiile mamei, îți aduce aminte ce a făcut? A, da, a doua zi a venit cu o mașină totileana în spate, ți-a pus-o în față și ți-a zis, iată fata tati, asta este mașina ta de cusut să nu te mai cerți cu mâta de acum înainte și să pui mâna să înveți să faci croitorie ca maică ta și să nu mai dai bani la croitoreasă când vei crește mare."